Biroul de presă al Patriarhiei Române organizează marți 30 august o conferință de presă în vederea prezentării detaliate a programului și tematicii întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată lumea, care va avea loc în perioada 1-4 septembrie 2016 la București. Conferința se va desfășura în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei de la ora 12. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, la Sibiu au avut loc astăzi mai multe evenimente comemorative dedicate eroilor care au căzut în luptă. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat o slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor. Militarii armatei române vor trece mâine din nou Carpați în mod simbolic. Tot mâine se vor executa marșuri tactice pe principalele rute din munții Carpați. La ora 20:45 de minute se vor depune coroane și șerbe de flori la Monumentul Eroilor din localitatea Boița, iar începând cu ora 21, mai multe cadre militare din garnizoana Sibiu vor executa un marș tactic pe traseul Boița-Tălmaciu. Eroii căzuți pe câmpurile de luptă în primul război mondial au fost comemorați astăzi și la Timișoara. În cimitirul eroilor din Timișoara a avut loc o ceremonie religios-militară. Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de preoți. Apoi, comandantul brigăzii 18 Infanterie Banat a rostit o cuvântare și a amintit numele ostașilor români care și-au dat viața în timpul războiului, iar la final au fost depuse gerbe de flori la monumentul ridicat în amintirea eroilor din primul război mondial. Catedrala Arhiepiscopală din Buzău a primit recent un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina, vindecătorul de boli. Acesta a fost adus de o delegație din Grecia, condusă de înalt preasfințitul părinte Ioil, mitropolit de Edesa, Pela și Almopia. Cutremurul de miercuri, care a distrus mai multe sate din centrul Italiei, s-a soldat cu 267 de morți și 387 de răniți, potrivit unui nou bilanț al Protecției Civile Italiene. Ieri, guvernul italian a declarat stare de urgență în zonele afectate și a alocat fonduri în valoare de 50 de milioane de euro pentru gestionarea situației. De asemenea, guvernul a anunțat un nou plan de prevenire antiseismică. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat astăzi decesul celui de-al șaptelea român în urma cutremurului din Italia. Alți 5 cetățeni români sunt răniți, iar 17 sunt în continuare dați dispăruți. Ministerul Afacerilor Externe precizează că medicii curanți au comunicat ambasadei României la Roma că starea celor 5 răniți este momentan stabilă, viața nefiindu-le pusă în pericol. De asemenea, se continuă demersurile pentru identificarea altor 17 cetățeni români dați dispăruți. Verificările în acest sens se efectuează în permanentă coordonare cu autoritățile italiene competente. Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, lansează DVD-ul Salvatorul Bisericilor Condamnate, un documentar despre locașurile salvate prin metoda inginerului Eugen Iordăchescu de translare a monumentelor istorice. Evenimentul va avea loc miercuri 31 august de la ora 11:30 de minute, în sala Lapidarium a Muzeului din Calea Victoriei, numărul 12, București. Salvatorul Bisericilor Condamnate este un documentar realizat de televiziunea Patriarhiei Române, care conține mărturii adunate de-a lungul timpului în producțiile sale despre cum au fost salvate câteva dintre locașurile ortodoxe în ultimii ani ai dictaturii ceaușiste. Cea de-a patra ediție a Carnavalului Medieval de la Hunedoara își așteaptă vizitatorii până pe 28 august. Evenimentul se desfășoară atât pe platoul din curtea exterioară, cât și în curtea interioară a Castelului Corvinilor. Pe parcursul a două zile de eveniment au fost programate concerte de muzică, ateliere, dansuri medievale, spectacole, întreceri cavalerești și piese de teatru de păpuși. În mai puțin de 3 săptămâni începe școala. Elevii au parte de o serie de surprize în noul an școlar. Programul Școala Altfel este structurat diferit în acest an, fiind introduse 5 zile lucrătoare consecutive, a căror planificare depinde de fiecare unitate de învățământ în parte. Totodată, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a finalizat negocierile cu editurile care conțin manuale școlare pentru clasele a 11-a și a 12-a în portofoliile lor editoriale. În urma aprobării de către Minister a procedurii de asigurare a manualelor gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a, Ministerul Educației achiziționează necesarul total de circa 3.600.000 de manuale. Suma totală de achiziție negociată și angreată este de aproximativ 30 de milioane de lei. Un elev din Constanța a uimit mediul academic din Statele Unite ale Americii. Universități de prestigiu precum Harvard și Columbia s-au luptat ca să-l aibă student și au oferit burse de $70.000 pe an.
Elevul român a ales în cele din urmă Universitatea Columbia, unde va studia din toamnă științele pământului. Costin Dobrin se poate lăuda cu o reușită la care mulți tineri de vârsta lui nici măcar nu visează.